4-3. Salut prieteni și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vă prezentăm BMW 328i cu probleme la cuzineți. Problema am identificat-o în momentul în care am început să lucrăm la distribuție și am făcut testul de presiune ulei după ce am rezolvat distribuția. Testul de presiune nu a trecut de valorile normale și anume de 5000 de HP la 5000 de ture. Deci avem presiunea deci, în mod normal, la relantiv. Îi lasă să scadă un pic, îl vezi că e la 966, o să scadă un pic relantivul. Și când ajunge pe la 800, care e targetul, atunci trebuie să aibă 2-4 HP. Avem mai și targetul. Target speed, 850. Acum avem doar așa, o să... Ce trebuie să facem este să verificăm în sarcină. La fiecare 1000 de ture trebuie să avem 1000 de HP în plus. Adică acum o să turez la 2000 de ture, trebuie să avem cel puțin 2900 de HP. Cel puțin, da, nu știu. E ok. Avem 3000, da. Urcă, da. E perfect.